Didina Alexandra Drăgan, cunoscută după numele de scenă Dida Drăgan, este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. A fost supranumită vocea de flacără a muzicii românești. Nikita Stănescu o numea Doamna Oscar. Cu voce inconfundabilă, Dida Drăgan a reușit să cucerească publicul cu stiluri de muzică precum rock, pop, folk și jazz. Nume importante din industria muzicală i-au apreciat activitatea profesională. De-a lungul timpului, cântăreața și autoarea de versuri a fost onorată cu numeroase premii. A câștigat numai puțin de 22 de medalii de aur la concursurile europene și mondiale de compoziție și interpretare. Îndrăgita solistă a colaborat cu artiști de renume atât din țara noastră, cât și de peste hotare. Marea voce a României din epoca de aur deține un SIV impresionant și se poate mândri cu o carieră de succes în industria muzicală. Dacă activitatea sa profesională a fost și este cunoscută publicului larg, puțin o cunosc pe Dida Drăgan prin prisma vieții sale personale. Dida Drăgan a fost întotdeauna reținută când a venit vorba despre viața sa personală. Cu toate acestea, are o biografie demnă de ecranizare. S-au spus multe despre ea, cum că ar fi datoare la bănci, ar fi fost la un pas de sinucidere sau că ar fi suferit de depresie. Cântăreața de renume a infirmat întotdeauna aceste zvonuri a suferit într-adevăr enorm după ce s-a despărțit de Florin Ochescu, dar a rămas o femeie puternică de dragul fiului ei, care este alături și astăzi, la vârsta de 76 de ani.